Un student de 23 de ani din Marghita și-a pus capăt zilelor duminică seara într-un cămin studențesc din Oradea. Acesta a fost găsit fără suflare de niște colegi, spânzurat în camera căminului. Tânărul de doar 23 de ani din Marghita s-a sinucis duminică seara într-un cămin studențesc din Oradea. Tânărul a adus pentru fratele său, în căminul de studenți de pe strada Poieniței din Oradea, un pachet cu alimente de la părinți. La un moment dat, fratele a ieșit din cameră, iar tânărul a rămas singur destul de mult timp. A fost găsit fără suflare de niște colegi, spânzurat în camera căminului. Colegii au anunțat fratele, care a încercat să le readucă la viață, executându-i manevre de resuscitare de bază. Echipajul medical de la ambulanța Bihor, chemat apoi la fața locului, a continuat procedura de resuscitare, dar nu a mai avut cum să îl salveze pe tânăr.